Bună și bine te-am găsit sau regăsit într-un nou video aici pe canal. Numele meu este Monica, am 34 de ani în momentul când înregistrez acest video. Sunt soția lui Adrian de 16 ani, mamă a 5 copii, pe 4 îi cresc împreună cu Adrian și pe unul nu am avut oportunitatea să îl creștem. În acest video voi vorbi despre el. Avem pe canal aici mai multe videouri în care vorbim despre băiețelul nostru David. Le găsești în playlist la povestea lui David. Și acest canal a luat ființă oarecum și cu acest gând în minte. Nu am început acest canal cu vloguri, cu vloguri de familie, cu ce facem noi zilnic, ci ceea ce am avut și în minte atunci când am început acest canal, în afară de faptului că îmi doream să vorbesc despre homeschooling, este faptul că îmi doream să împărtășesc despre povestea lui, despre cum a fost pentru noi, cum am trecut peste diferite situații și să fie o încurajare mai mult decât un loc unde lumea să ne plângă de milă, dar să fie o încurajare poate pentru alții că este speranță dincolo de suferință cu Dumnezeu. Lucrurile nu-i că se șterg, dar se poate trece mai ușor și se poate supraviețui cu el prin momente dificile și de asemenea și poate pentru cei care trec prin situații asemănătoare cu cea prin care am trecut noi să nu se simtă singuri, poate să se asocieze cu unele lucruri cu care noi ne-am întâmpinat ca și cuplu și eu ca și mama. Așa că acesta este unul dintre acele videouri. Fac acest video ca să marchez ziua băiețelului nostru, ziua în care ar fi împlinit 7 ani. 7 ani din momentul când s-a născut și aproape 7 ani din momentul când a încetat să trăiască, pentru că el s-a născut pe 26 iunie 2016 și a încetat să trăiască pe 27 iunie 2016. Au trecut 7 ani. Nici nu pot să-mi imaginez cum au trecut. Pe de o parte mi se pare că a fost ieri și pe de altă parte mi se pare că a trecut foarte mult timp pentru că s-au întâmplat foarte multe de atunci. În alte momente mi se pare că este un vis și mă întreb dacă chiar mi s-a întâmplat nou lucrul acesta. Poate mi-am imaginat, poate am visat, dar mă trezesc la realitate prin diferite lucruri și nu pot să neg, chiar dacă aș încerca să uit, n-aș putea să neg. Pentru că iubirea, dorul și amintirile sunt acolo. Și durerea este la suprafață în această perioadă mereu. Este o lună mai grea și cred că este ceva care este comun celor care trec prin doliu. Anumite aniversări, anumite momente semnificative sunt mai dureroase când le trăiești și persoana iubită pe care ai pierdut-o, nu mai este cu tine. Nu mi-am făcut planuri foarte mari despre ce vreau să vorbesc în acest video. M-am mai gândit eu la idei pe care aș vrea să le abordez legate de subiectul acesta, dar acest video nu m-am gândit foarte, foarte în deamănuntul. Am zis că o să-l fac așa cum voi simți, că va veni natural și sunt sigură că va ieși ceva de care o să fiu mulțumită, pentru că de obicei, atunci când vorbești din inimă, de obicei nu greșești. Se poate întâmpla să ai în inimă și lucruri rele. Nu vreau să zic că nu este așa, dar de obicei când îți deschizi inima este un lucru bun, eu cred. Poate unii o văd ca un lucru negativ, dar eu cred că sunt foarte mulți care pot să ia ceva bun. Eu gândeam să vorbesc așa un pic despre cum este după atâția ani să trăiești fără propriul copil, cu toate că mai avem alți copii, și vroiam să fac așa o anexă în legătură la cum poate este să pierzi pe altcineva. Dacă ne victimizăm, poate, pentru faptul că mereu aducem aminte, dacă căutăm, poate, atenție, pentru că mereu aducem aminte de lucrul acesta. Vreau să discut un pic despre lucrul acesta, pentru că știu că această gândire câteodată este și cu toate acestea vroiam să pun și punctul pe partea cealaltă, că nu ar trebui să fie nicio exagerare din partea cealaltă. Dar ascultam un podcast în săptămânile trecute despre un frate pastor care și-a pierdut soția, a rămas el cu 2 copii și desigur o poveste foarte tristă. Mă gândesc că pentru acei copii trauma aceea nu se va vindeca
complet niciodată. Nimeni nu poate să ia locul mamei care te-a născut, indiferent de cât de mult te-ar iubi altă mamă. Și nu vreau să ating lucrul acela pentru că nu știu să mă exprim în privința aceea. Este ceva prea complicat. Dar m-a făcut să mă gândesc ceea ce a spus el în privința faptului că a suferit în urma plecării soției lui. A avut momente când au fost sus, când au fost jos, când a avut nevoie să se depărteze de tot, pentru că avea nevoie ca să se refacă, să fie el bine. Mi-a plăcut foarte mult deschiderea lui să arate că nu este ușor să treci peste doliu. Și desigur, nu vreau nici să compar pierderea unui copil cu pierderea unei soții. Nu pot să compar una cu alta și chiar și pierderea unui copil cu pierderea unui alt copil. Nu cred că este bine să le compar în sens care ar fi mai gravă și care nu, pentru că toate te afectează și este un doliu, este o pierdere și nu este asta scopul. Ceea ce a fost diferit și m-a făcut să mă gândesc este faptul că el la un moment dat a spus că el credea că nu o să se mai îndrăgostească și nu o să mai iubească cu aceeași intensitate și a vrut să dea așa un mesaj de speranță pentru cei care trec prin văduvie oarecum, că te poți îndrăgosti după, dacă Dumnezeu îți îngăduie și chiar cu aceeași intensitate ca înainte și poți să ai vindecare completă după pierderea partenerului de viață. Și aceasta m-a făcut să mă gândesc că este o diferență. Pot să văd clar o diferență între pierderea unui partener de viață și pierderea unui copil, pentru că, sigur, când am mai avut următorii copii după David, am mai simțit bucurie și bucuria a fost mare. Desigur, a fost foarte mare să am un copil acasă, cu toate că au fost și momente în care am simțit acel doliu că iese la suprafață în moduri diferite. Am avut momente când am jelit mai mult după ce am născut din nou alt copilaș pe care l-am avut acasă. Tocmai pentru că era o reamintire că pe David nu am putut să-l aduc acasă. Dar m-am gândit că oricât de mulți copii aș fi avut după și oricât de mult i-aș iubi pe fiecare, nu poți să spui același lucru atunci când ai pierdut un copil. Indiferent de câte lucruri pozitive se întâmplă după și câți copii minunați ai după și ce experiențe extraordinar de faine poate ai în sarcinile următoare, acea durere nu se duce. Desigur, se mai atenuează pentru că viața ta poate devine mai ocupată, având alți copii după. Asta pot să o spun. De foarte multe ori nu am timp să mă gândesc la David și nu ar fi corect față de ceilalți copii să mă opresc prea mult și să jelesc foarte mult dorul după el, pentru că le-aș lua din timpul lor și gândesc că atât timp cât ei sunt vii, eu trebuie să mă focusez pe ei, trebuie să le port de grijă și nu este nevoie să-i port de grijă lui David, înțelegeți? Este important să-l jelesc, să-mi creez anumite momente când să-l pot jeli, pentru că este important, durerea este acolo, dar nu este corect să mă focusez doar pe asta. Dar niciodată nu va dispărea complet și niciodată nu ești vindecat complet. În diferență cu atunci când poate ți-ai jelit partenerul de viață și te recăsătorești. Lucrul acesta nu se întâmplă atunci când ți-ai pierdut copilul. Și de ce este important să avem aceste momente în care putem să ne jelim copilul, să trecem în acest doliu? Nu știu cum se spune în română, mă gândesc că asta este termenul cel mai corect. În engleză este grief, să ai acest grief, să treci prin aceste sentimente de grief, pentru că doliul are mai multe stagii, are mai multe trepte, are mai multe forme prin care se arată în diferite feluri și într-o ordine diferită. Nu se arată în aceeași ordine la fiecare, dar cam toți cei care trec prin doliu trec prin aceste faze. La unii durează mai mult, la unii durează mai puțin, la unii se repetă unele faze, depinde de cât de mult a fost impactat poate de acel doliu, cât de apropiat poate erai de acea persoană, cât de sensibil poți fi tu în privința aceasta. Este foarte, foarte subiectiv doliul. Nu cred că este ușor de înțeles. Este un subiect foarte vast în opinia mea și eu abia am început să-l înțeleg atunci când i-a murit băiețelul. Nici nu m-aș fi gândit să explorez, să înțeleg ce înseamnă, pentru că atâta timp cât nu ești atent, nu prea te gândești. Și atunci este ușor când nu treci tu prin aceasta să
să judeci pe cei care trec prin doliu și să te întrebi, măi, dar de ce după 7 ani poate încă mai jelesc, încă mai merg acolo să mai pună o floare, un balon și mi-aduc aminte, de ce mai fac lucruri în amintirea acelui copilaș și diferite lucruri de genul acesta. O zic ca o chestie retorică, nu o zic pentru că neapărat ar fi venit persoane acum să-mi zică, dar știu că această gândire există de foarte multe ori și pentru noi este important să facem lucrul acesta pentru că ne acordăm acel timp în care să-l jelim, să ne amintim de el, să recunoaștem faptul că ne doare și că ne este dor de el și că este real ceea ce s-a întâmplat, că acea durere și acea lipsă pe care o avem este reală și este din cauza că el nu mai este cu noi, că băiețelul nostru David nu mai trăiește. Este foarte important lucrul acesta pentru că mai ales cu trecerea timpului nu prea mai avem timp să ne mai oprim așa de mult, să cugetăm la ce s-a întâmplat, să realizăm faptul că încă ne doare, că nu mai simți acea durere sfâșietoare ca la început pentru că ai învățat să o controlezi oarecum și cu timpul Dumnezeu îți pune balsam acolo, nu se vindecă complet, dar Dumnezeu o mângâie acolo, ține el acolo, ține sub control și înveți să o ții așa din hățuri, așa îmi place mie să o gândesc. Îmi place să o gândesc că doliu este, când te izbește la început, este ca un uragan sau ca un cal sălbatic, nu știu, asta este analogia care îmi vine. Este ceva care te zguduie la început, care simți că nu știi cum să-i faci față, chiar a treci într-o fază la un moment dat când crezi că ai să mori din cauza acelei dureri, pentru că este o durere atât de mare, nu este o durere fizică, este o durere lăuntrică, dar acea durere este așa de mare încât simți că ai să mori. Probabil de asta sunt persoane care după doliu au și diferite gândiri că n-ar dori să mai trăiască și nu zic că acest lucru este un lucru bun dacă treci într-o perioadă de genul acesta și ai gânduri de a-ți lua viața, să nu o faci, mergi și ceri ajutor, pentru că nu este normal să acționezi în urma acestor gândiri și este ajutor, te poate ajuta cineva, du-te la cel mai aproape spital sau caută pe internet ajutor în privința aceasta, dar ceea ce vreau să zic este că este ceva comun, este ceva care se întâmplă după, pentru că acea durere este așa de mare și simți că nu poți să-i faci față, simți că nu mai ai loc în corp și în inimă să o duci. Este pur și simplu atât de mare că nu poți să o explici. Asta este singurul mod prin a o explica. Este ca și cum te-ar face bucăți. Nu mai ai nici acea putere să mergi, să mănânci, să faci lucruri și eu am mai zis lucrul acesta, cred că în unele episoade, cred, dacă nu am zis-o, o zic aici. Pentru noi a fost un lucru cheie faptul că noi îl aveam deja pe Andy, băiatul nostru prim născut. Cred că aceasta a fost o încurajare pentru noi să trăim mai mult, pentru că erau momente când nu-mi doream să mai mănânc, pentru că nu simțeam nevoia, simțeam nevoia să stau și să plâng doar, pentru că mă durea așa de mult și aveam nevoie să mă descarc și n-aș mai fi mâncat, n-aș mai fi băut, n-aș mai fi făcut nimic altceva, dar pentru că îl aveam pe el și nu îmi doream ca el să mă vadă într-un mod continuu așa, desigur, nu m-am ascuns mereu de el, am lăsat ca să vadă câteodată că și eu sufăr, pentru că era normal să vadă și era normal ca și el să știe că este un loc safe în care și el se poate exprima, în care și el poate suferi doliul pe care l-a suferit. Dar pentru faptul că l-aveam pe el, mă încurajam să fac acele lucruri, pentru că mă gândeam că dacă pentru mine durerea aceasta a pierderii băiețelului nostru este așa de mare, cum ar fi pentru băiatul nostru mai mare să-și piardă mama sau tatăl? Ar fi o durere și mai mare și nu mi-aș fi dorit să cauzez aceeași durere. Pentru că știam cât de dureroasă era pentru mine, știam cât de rea era pentru mine și nu mi-aș fi dorit să dau altcuiva acest tip de durere mai departe. Așa că îmi făceam putere să continui. Dar de aia zic că este important să ne facem timp să ne gândim la el, să îl jelim așa în felul nostru, să ne aducem aminte de el, pentru că cei din jur uită, este adevărat și nu o zic cu un gând de supărare sau de răutate, dar este adevărat, mai ales atunci când copilul nu a fost în viață prea mult ca să se poată bucura și ceilalți
a fost trăit mult mai puțin. Persoanele nu s-au atașat de el, cei din jur nu s-au atașat cum te-ai atașat tu. Și este normal, fiecare are lucruri noi în viața lor, fiecare are o viață, trebuie să meargă înainte în viața proprie, așa că vor uita, cei din jur vor uita și nu își vor ține, nu își vor aduce aminte, poate, de acel moment, nu își vor aduce aminte de faptul că tu încă ai o pierdere acolo, chiar dacă tu îți trăiești viața și pari să fii ok și în cele mai multe zile ești ok, dar cei din jur nu își vor aduce aminte și oarecum este important și faptul acesta că mai conștientizezi pe cei din jur că tu încă ești într-un proces de jelire a copilului tău, chiar dacă cu mai puțină intensitate, chiar dacă nu o faci cu scopul ca să te victimizezi pe tine, pentru că nu este nici bine lucrul acesta să trăiești în acel stadiu de victimă mereu. Este important să mai ai persoane lângă tine care să-și aducă aminte că poate pentru tine acea lună este o lună mai grea sau poate acea săptămână este o săptămână mai grea, pentru că nu este o aniversare de bucurie. Suntem mulțumitori că l-am avut în viața noastră și nu îmi doresc nici măcar o secundă să nu l fi avut. Mai degrabă, poate ce-mi doresc este să mă fi bucurat mai mult de toate cele momente când era în viață el, să fi făcut mai multe amintiri. Dacă aș fi știut că m-ar fi ajutat după să am mai multe amintiri, să am mai multe lucruri pe care să le fac ca să-mi aduc aminte de el, aș fi făcut, dar nu am știut că aceste lucruri o să-mi fie folositoare mai târziu și așa că nu am făcut foarte multe amintiri. Dar este o durere care nu pleacă, care rămâne și se manifestă în moduri diferite și ai nevoie de persoane din jurul tău să-și aducă aminte câte un pic, așa că tu încă ai o pierdere acolo, încă este acel gol care nu se va umple niciodată. Chiar avem acele momente când suntem toți în casă sau mergem undeva să ne plimbăm cu toți copiii și încă am acea senzație că lipsește cineva din familia noastră. Și chiar vorbind cu o prietenă i-am spus că chiar când mi-am dorit-o pe Ellie, simțeam că mai lipsește încă un copil din familia noastră și când s-a născut ea am simțit că ea era perfectă în locul în care a venit. Era acel copil care ne-a făcut să fim mai compleți, dar i-am spus că încă parcă simt că este acel gol. Și încep să-mi dau seama că acel gol va rămâne mereu. Mereu vom simți că lipsește cineva din familia noastră și acel gol nu se va umple dacă vom avea în continuare alți copii, pentru că va rămâne mereu acel loc unde David lipsește, unde David nu este cu noi și se va umple complet atunci când îl vom revedea. Eu cred că câteodată tind să vorbesc poate la unelor persoane mai mult despre David. Câteodată tind să evit complet să vorbesc, pentru că nu vreau ca ei să creadă că mereu vreau să vorbesc despre el ca și cum noi am fi niște victime, ca și cum noi am fi suferit așa de mult. Nu vreau ca să creez acea situație persoanelor din jur în care să nu știe cum să vorbească, cum să mi se adreseze, pentru că tocmai eu aduc mereu acest subiect la suprafață. Dar nu este, cred că, bine să fie o continuitate în viața fiecăruia atunci când a pierdut un copil în mod special, să trăiești mereu la fel, în același loc, să rămâi blocat în același loc în care să Tu să fii doar acea persoană care suferă și căruia i s-a întâmplat un lucru nedrept, care i s-a întâmplat un lucru groaznic, nu un lucru nedrept pentru că tu ai fi fost ce știu ce sfânt, dar nu cred că nimănui căruia i se întâmplă acest lucru merită să-i moară copilul. Nu cred, oricât de rău ai fi, eu nu cred că meriți să-ți moară propriul copil și nici Dumnezeu nu cred că se bucură atunci când se întâmplă acest lucru. Un lucru care mi l-am adus aminte și îl vedeam des în mintea mea și era ca și cum Dumnezeu îmi spunea că El mă înțelege cel mai bine prin ce trec, prin jelirea unui copil, pentru că El însuși a pierdut propriul copil și l-a văzut murind. Și încă El știa că avea să se întoarcă în viață 3 zile după, avea să-L ridice din morți. Și totuși Dumnezeu Tatăl l-a jelit pe Iisus și am văzut această compasiune în Dumnezeu și nu cred că Dumnezeu își dorește lucrul acesta, dar îngăduie, din cauza că
Așa este lumea în care trăim în ziua de astăzi. Nu mai este acea lume perfectă, este o lume pătată, o lume stricată și odată cu intrarea păcatului în lume, aceste lucruri se întâmplă. Este și o reamintire pentru noi că viața putea să fie mult mai faină dacă nu exista păcat în lume. Dar există și, din păcate, aceste lucruri se întâmplă. Nu pentru că am fi fost noi pedepsiți sau ceva de genul. Dar ce vreau să zic este că este important să nu rămâi în acel loc de a fi victimă. La început va fi greu după ce pierzi cineva drag, în mod special când pierzi un copil. Prima perioadă va fi grea. Unele persoane blochează complet acea durere și nu o lasă să iasă deloc. Și acesta este un lucru grav și greșit pentru că va ieși la suprafață mai târziu. Știm aceasta din experiența altor persoane care au pierdut copiii și ne-au spus că mai târziu a ieșit printr-o depresie rea pentru că au înfundat-o, n-au vrut să o lase atunci. La început, dacă o leși, durerea va fi mare. Durerea, după cum am spus, va fi sfâșietoare. Va fi ca și cum totul este fără sens câteodată. Dar este important să lucrezi acea durere, să o înțelegi, să nu o transform doar în ură, poate, față de Dumnezeu sau ură față de cei din jur, să o elaborezi în așa fel încât să reușești să o accepți la un moment dat, pentru că aceasta este o altă parte a doliului, a jelirii, este acceptarea la un moment dat, acceptarea la ce s-a întâmplat, acceptarea faptului că ți s-a întâmplat ție, că este un lucru groaznic, că nu poți să-l schimbi, dar poți să schimbi felul cum vei trăi de atunci încolo. Ce poți să iei bun din această experiență, ce poți să iei să dai la alții mai bun. Și tocmai pentru mine, faptul că după ce el a murit am reușit prin diferite moduri să încurajez poate alte persoane, să ne facem deschiși față de povestea noastră, ca să arătăm că este speranță, nu ca să arătăm că, Doamne, ce bine ne-am descurcat noi, pentru că nu prin meritele noastre, dacă era prin meritele noastre, eram de mult încă închiși în acea groapă a comizerării. Dar este important să ceri ajutor și să mergi înainte, să îl lași pe Dumnezeu să lucrezi în viața ta, să te ajute, să te ajute prin oameni, să te ajute prin cadre medicale dacă este nevoie și să vezi speranță că vor fi zile când va fi mai ușor, că timpul te va ajuta să înveți să trăiești cu acest doliu și că există speranță. Dincolo de durere există speranță. Nu va fi mereu așa. Va fi mai bine și vor veni zile mai bune. Mă gândesc acum la momentul acesta când mi-aduc aminte că au trecut 7 ani. Este un moment când realizez că din nou, ca în fiecare an mi-este dor. Îmi este dor să-l văd, să-l miros, să știu cum ar fi arătat. Mai ales acum cu nașterea ultimului copilaș, mă uit la Eli și Eli chiar o văd că seamănă foarte mult cu David. Are niște trăsături foarte asemănătoare și o văd ca o mângâiere, așa. Mi-ar fi fost frică ca primul copilaș care l-am avut după David să fi semănat cu el. Chiar aceasta a fost o frică, dar acum, când am văzut-o pe Eli crescând și am văzut parcă că are niște trăsături ca ale lui, acum a fost o mângâiere, a fost momentul potrivit, parcă să avem un copilaș care să aibă unele trăsături ale lui, să ne aducă aminte de frățiorul ei. Și nu am uitat. Mereu ne lipsește. Mă întreb câteodată oare cum ar fi fost, ce ar fi făcut, oare cum s-ar fi jucat. Nu mă întreb zilnic lucrul acesta, dar în această perioadă n-am mă întreb. Și sunt mulțumitoare și bucuroasă între ghilimele că am ajuns atât de departe și eu și Adrian, că numai prin harul lui Dumnezeu am reușit să ajungem unde suntem, pentru că avem noi vreun merit. Ne simțim onorați să avem copiii pe care îi avem și știm că greșim ca orice părinte. Un anumit percentaj o să-l facem mereu greșit fiecare. Un anumit procent o să fie mereu greșeli din ceea ce facem copiii noștri. Majoritatea o să fie ok, dar o mică percentuală
la toți este cer, lucru, la toți este umplută de lucruri care le greșim față de copiii noștri, indiferent oricât de mult ne-am străduit. Dar sunt mulțumitoare că Dumnezeu ne-a ajutat să lucrăm în doliul nostru, să nu-l negăm, să îl elaborăm, să lăsăm să iasă la suprafață, să se manifeste, pentru că aduce vindecare. Acea durere atunci când o simți este ca și o amputare, când așa îmi vine acum să o explic, este ca și atunci când ai o rană foarte mare și trebuie amputat acolo și trebuie tăiat, trebuie să creezi o durere acolo ca să ai vindecare mai apoi. Așa este și pentru noi. Faptul că am lăsat să simțim tot ceea ce trebuia să simțim, să ne gândim, să vorbim sentimentele pe care le-am avut și gândirile pe care le-am avut după pierderea băiatului nostru, eu cred că acestea ne-au ajutat foarte mult să fim pe calea corectă spre vindecare și nu există o vindecare completă atunci când îți pierzi propriul copil, dar există speranță și sunt zile mai bune după. Asta este mesajul, cred, care aș vrea să-l las aici la aniversarea zilei lui. Va fi o zi grea, eu filmez acest video cu ceva zile înainte. Ziua lui mereu este o zi grea, o zi în care îmi este și greu câteodată să plâng. Dar îl vom sărbători pentru că el este copilașul nostru, indiferent că l-avem cu noi sau nu. Este adevărat, el nu împlinește 7 ani acum, el trăiește o veșnicie acum. Dar ar fi împlinit 7 ani și cred că este plăcut să marcăm acel lucru, pentru că noi aceste lucruri nu le putem face cu el. Noi nu putem să ne bucurăm de aceste momente cu el, de diferitele reușite care poate le-ar fi avut în viață sau să-l ajutăm în diferitele eșecuri care le-ar fi avut, dar putem să celebrăm așa amintirea zilei lui și să ne aducem aminte că au trecut 7 ani de când el se născuse și el ar fi împlinit 7 ani. Nu împlinește 7 ani, dar ar fi împlinit și cred că este important pentru noi să realizăm că au trecut 7 ani și să ne felicităm, să ne dăm seama cât de departe am ajuns și cât de mult drum am parcurs și să fim recunoscători că suntem bine și suntem mult mai bine și am învățat tactici care să ne ajute să trăim aceasta. Eu cred că o să vă las aici, sper că nu v-am întristat foarte mult, sper că ați găsit și lucruri pozitive să le luați de aici și ce vreau să vă încurajez acum la sfârșit este dacă știți pe cineva care trece prin doliu, rugați-vă pentru acea persoană și nu spun lucrul acesta ca să atragem atenția spre noi neapărat, pentru că noi, prin faptul că ne-am făcut vulnerabile aici, desigur au fost persoane care nu au înțeles, dar au fost foarte mulți dintre voi care ne sunteți aproape și care ne trimiteți o vorbă bună atunci când aducem aminte de David și de durerea care încă mai este după el. Dar sunt persoane care nu au privilegiul acesta să aibă pe cineva să-și aducă aminte, să aibă o platformă unde să poată ridica un steguleț acolo alb și să spună am nevoie de încurajare, am nevoie de cineva să-și aducă aminte de pierderea mea. Și dacă știi pe cineva care a trecut prin pierderea, mai ales a unui copil, și poți să mergi să întrebi cum ești, ești bine? Cum mai ești? Nu trebuie foarte multe întrebări, dar doar cum mai ești? Cum mai ești în privința asta? Ești ok? Vrei să vorbești? Și doar să asculți? Cred că este un sfat pe care aș vrea să-l las aici. Cred că ar fi ceva care ar ajuta foarte mult. De multe ori îmi lipsește să am cineva care să vină să mă întrebe. Mulți cred că ne supără și mai ales pe mine că mă supără dacă întreabă. Dacă m-ar supăra, aș spune-o, dar mai bine întreb să știi. Dar pe mine mă bucură să vorbesc de el pentru că mă ajută să mă descarc, să mă bucură faptul că am pe cineva care își dorește să audă despre el, care validează faptul că suferința mea este reală și că este demnă de simțit. Că el era demn de iubit. Și dacă era demn de iubit, este și demn de suferit, ca și pierdere. Așa că sper că veți lua lucrul acesta și veți fi mai buni cu cei care trec prin doliu, veți găsi modalități să-i susțineți cumva și să
le arătați că vă pasă de ei și chiar dacă voi nu puteți să înțelegeți complet durerea prin care trec și pierderea pe care au suferit-o, că le sunteți aproape și că vă doriți, măcar încercați. Vă dați silința să încercați să înțelegeți cum puteți voi. O să vă las aici. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit, că ne-ați urmărit și ne vedem în următorul video cu ceva mai lejer, probabil. Și cine știe când o să mai mă simt inspirată să mai vorbesc despre experiența noastră cu pierderea lui David. Dacă aveți ceva sugerințe sau întrebări, puteți să le puneți mai jos, lucruri care nu le-am atins în celelalte videouri. Mi-ar place să știu ce credeți că ar putea să fie folositor în urma experienței noastre, ce ar fi folositor să discutăm. Eu am ceva idei, dar nu este mereu ușor să le pun în practică și să găsesc momentul potrivit să le vorbesc sau să mă simt inspirată să găsesc cuvintele potrivite, pentru că și aceasta este important. Dar sunt deschisă să aud ce sugerințe aveți voi mai jos. Nu promit că vom face neapărat ce ne sugerați voi, dar o să iau în considerare, desigur, și acolo unde o să mă simt îndemnată, o să vorbesc despre lucrul acesta, fie eu, fie împreună cu Adrian. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături și ne vedem în vlogul următor. Pa, prieteni!